Ne uităm la podcastul cu Vandi, ce am putea este să băgăm un podcast cu Vandi cinstit. Andreea, ăla cu Andreea Mantea, am văzut că e juicy. Am văzut că e pretty juicy. Ah, ok. Sincer și eu, deci da, îi dăm? Hai să-i dăm. Dar nu știu cum să facem, să-l las așa blană de la început. Eu mănânc oaste și două cutii din alea de Nirvana. Băi, am slăbit prin Teta Healing că mi-am dorit, nu se mă crede nimeni. Bă, nu se mai poate, coaie, nu mai pot. Ce e Teta Healing? Doamne iartă-mă, ce e Teta Healing, dude? Ce, Doamne iartă-mă, poate să însemne chestia? De ce ne... Oh! Mi se pare că, like, era o perioadă, într-adevăr, prin 2011, 2012, 2013, așa, în care erau tot felul de remedii de-astea alternative. Nu era nici homeopatie, nu era nici medicină convențională. Erau, știi, nu-mi vine acum în minte, la naiba. Dar a fost un surge. Știți la ce mă refer? De ce revine chestia asta acum? Mi se pare foarte ciudat. De ce revine? Teta Healing? Am mai auzit de terapie cu îngeri, terapie cu căcat, cu... Nu știu, deci... Nu terapie cu căcat. Ok, don't spin it like that, please. Scat, da. Aia cu îngerii e old? Băi, mi se pare absolut insane. Mi se pare absolut insane. Mă rog, în fine. A, ăștia sunt oamenii, ce poți să faci? Ups, mă scuzați. Vână-te acasă, tot venea vână-te acasă, tot venea vână pe picioare. Pe... Așa, Reiki căutam, mulțumesc, Reiki. Ei, murdărit, măzgălit, da, mă rog, orice titlu cât este, cu cât este mai mare, vine cu temeri și cu responsabilități. O să credeți că sunt nebună sau că sunt absurdă sau că sunt penibilă, dar nu sunt. Pentru că eu îl văd suferind, eu îl văd cum se consumă, eu îl văd cum... Și nu okay. Orice film, un film cu multă acțiune și cu bune... Hai să o luăm așa, ok. Moby Dick, mulțumesc pentru 3 luni, thank you so much. Dar asta a construit-o persoana care este astăzi. Omul din spatele persoanei publice, dacă pot să mă exprim așa. O vedeți și voi, o ascultați împreună cu mine, Andreea Mantea. Bună, Andreea! Măi, dar ce prezentare! Mă faci să mă să lăcrimez, m-ai emoționat. Draga mea! Bună, Ilinca! foarte frumos proiectul tău, foarte frumos aici la tine, foarte frumos și confortabil și fotoliul. Mă bucur! Îmi place, m-ai primit cu bine, a fost bine. Bine ai venit! Bine. Din suflet îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Am stat pe gânduri și zic și de ce, pentru că sunt atât de multe, nu știu cum să le mai numesc acum, podcasturi, nu știu, tot felul de emisiuni online, și unde am senzația că se îmbrătesc aceiași oameni și spun aceleași lucruri. Femei cu podcast, da, adevărat. Podcastul este o îndeletnicire masculină. N-au ce căuta femeile la podcast. Femeile la bucătărie, bărbații la podcast. Ce mi-a plăcut vorba aia. Super. Și mă gândeam că eu am fost deja la vreo două. Și mă gândeam acum, măi, și ce mai zic? Că nu mai am ce să mai zic, știi? Așa, și mă gândeam și zic, da, cum să o refuz? Că n-am cum să o refuz, adică e Ilinca, n-am cum să o refuz pe Ilinca. Omul, Ilinca, omul. Omul Ilinca. Mulțumesc. Și... Omul meu Ilinca. Domnul Günther, 15 luni, îți mulțumesc frumos. Pentru că pentru celelalte persoane poate că am găsit o scuză și nu mi-a fost... Va, nici nu era tipa aia care zicea că și-a retat bărbatul dacă ar înșela-o no matter what, da, ba chiar hintuia și pe faptul că bă, pula mea și-a retat bărbatul și dacă ar bate-o gen sau whatever. Da, pula mea, pare că Ilinca Vandigi vrea să-și exorcizeze demonii, frica de podcasturi, făcând ea la rândul ei podcast. E dreptul ei, la urma urmei, na, ce putem să-i zicem acum? De ce să ne legăm de ea pe tema asta? E dreptul ei. Greu, o scuză, le-am zis adevărul, măi, nu sunt de acord să se repete același lucru, nu am nimic nou de spus, dar am zis, măi, nu am cum să refuz pe Ilinca, mă duc și zic, și mă duc am și vedea noi ce vor. Mantea e o supraviețuitoare a lui Mitruț, cel care are copilul, am avut și eu ceva cu el la un moment dat, dar am plecat înainte să apuce să fac orice gest violent, are tot respectul meu pentru asta, eu nu știam de așa ceva, adică îți divorțați, m-am uitat un pic înainte de stream. Ia, hai să vedem. Stai așa, hai că gata, am intrat în bârfuliță, deși asta nu e o bârfuliță, este o problemă adevărată. Șoc total, luptătorul de care s-a nu știu ce.
I-a tăiat mâna unui vatman cu un cuțit și a fost arestat de polițiști? What the fuck, dude? S-a dus să-și găsească dragostea în show matrimonial Burlăcița, însă nu s-a gândit o clipă să fie pus în fața unor situații incredibile. Astfel, după ce a aflat că unul dintre concurenți ar fi avut probleme cu legea pe latura financiară, e bine, acum află că bărbatul pe care ea îl place enorm în competiție, luptătorul Cristian Mitra, a fost implicat în incidente teribile. Aha, deci ăla este un turbat. Și s-au despărțit, n-au fost căsătoriți niciodată și just got pregnant with him după ce l-a ales la burlacu. Dacă vrei să te enervezi, uite la podcastul lui Mitruț de la Măruță, să vezi cum vorbește despre mantea. Damn, we're going down a rabbit hole. Let's go, dude. Ok, bine, hai că vedem mai încolo. Nu vedeam noi ce-o vorbi. Dar cred că e chestie de energie foarte mult. Chestie exact. De ce-ți dorești să transmiți prin toate emisiunile pe care exact. Le faci. Exact. Iar eu aici... vreau să fie o emisie cu suflete despre suflete pentru suflete, știi? Da. Asta mi... Of, ce suflete, măi? What? Doamne, cât urăsc căcaturile astea! Se pare senzațional și cu cât reușim cumva să ne ducem înspre latura asta din ce în ce mai mult în ultima vreme, pentru că se întâmplă tot felul de lucruri, mi se pare că acolo e rădăcina și acolo ar trebui să ne întoarcem ca să ne fie bine să ne găsim echilibru, știi? Atunci spune, nu-i spune emisie, nu-i spune emisiune, spune-i, nu știu, spune-i... Cum să-i spun ea? O bucățică de suflet, o bucățică de emoție, o bucățică... Să nu te mai gândești, știi, la partea asta, cât să nu... Măi, știi cum, în momentul în care facem că... camere, lumini, sunt oameni, e echipă, parcă simt că e emisiune, știi, dar... Doamne, cât urăsc upper class people. I hate them so much, dude. Îmi pare rău, tu că vă zicea și voi de clasă mai devreme. Chestia asta de... Ugh. Nici nu știu cum să descriu, mă gândesc, deci sunt atât de aproape, dragi prieteni, de a crea un act de stand-up de tipul George Carlin, atâta mai am și mă apuc să scriu, uite un pic, un pic mai am. God fucking damn it. Totul este bine și frumos, ce frumoasă e viața. Noi aici vorbim despre suflete. Nu vorbim lucruri reale. Nu vreau să aud de nenorocirile vieții, pentru că viața este frumoasă. Ugh, Jesus. Sincer, și în episoadele pe care le-am filmat până acum, am lăsat cumva la o parte, da? Așa mi s-a părut. Asta e important. Camere și colegi și tot, pe care oricum îi iubesc, dar cumva e... Și care sunt foarte mișto, te primesc sunt așa. Drăguț, nu? Știi? Da, e foarte important cum se simte un om când vine la o într-un filmare, într-o emisiune. E foarte, foarte important de la primul om care te primește, da, până ajunge pe scaun, știi, la prezentator și urmează să fie intervievat. Adică e foarte, foarte important, consider eu. Am făcut și emisiuni înregistrate, am făcut și emisiuni live și... Asta e cel mai important, echipa din spatele prezentatorului. Echipa asta voiam să face zic. Tot. Oamenii pe care îi plătezi. Oamenii i-a plătit cu 3.000 de lei. Ăia sunt cei mai importanți. Oamenii ăia, vai morților. Ok, mă rog, nu știu dacă sunt chiar vai morților, dar gen, e o disproporție huge între ce bani e Andreea Mantea și ce bani e cameramanul de la... sau whatever, scenaristul sau... Mă rog, câți bani ia scenaristul, zic că am vede când te uiți la ceva gen lecții de viață, da? Că tu ai stat în locul meu cum ar veni, da, și echipa din face postura tot. De prezentator, da. Și cumva clar experiența ta de viață, de câți ani, Andreea, în televiziune? 17, 18, nu știu. Mulți. Mamă, și nu, hai să nu ne mai... Tot, de ce trebuie acolo, să subliniem asta? Că... Bă, hai să râzi, vreau cumva... să... De ce să nu subliniem? Da, nu, pentru că se dezvoltă vârsta noastră. Ieri, nu știu când, ieri alaltă ieri, una dintre prieteni... 300 de euro pe oră, scenarist lecții de viață, da, și bagă 2 ore pe lună. Păi, cam în 2 ore scris scenariile alea, nu te supăra pe mine cât zic. Prietenele mele a găsit niște poze cu noi de când, vorba ta, aveam 18-19 ani și abia începusem să lucrez în televiziune. Doamne, și m-am uitat la mine și zic, ferească-mă Dumnezeu, dar ce mândră sunt că azi... arăt mult mai bine, da, decât tu ai văzut că arătăm, da, mai bine. Ca cum? Atunci... o bucurie mai mare, dragul.
Mai mare deci, dragul. Nu știu, cred că pur și simplu viața, nu știu, trăirile pe care le avem ne transformă în oameni frumoși sau în oameni tot frumoși, dar nu, parcă nu atât de fericiți, știi? Cred că... Trăirile pe care le avem ne fac oameni frumoși, dragi prieteni. Nu mai fiți triști că trăiți pe salariu minim. Nu mai fiți triști, că vă urățește, te urățește când ești trist. Fii vesel că o să arăți bine după aia. Se vede pe fața unui om, dacă a fost da. Fericit sau... Ce se vede pe fața mea, dragi prieteni? Ok, nu, știi ce? Nu răspundeți la asta. Trece, sărim peste. Asta cred. Crezi că cei în interior cumva transpare? 100%. Nu există. Știi că de multe ori eu am primit întrebarea asta și probabil și tu, mai mult ca sigur. Cum de ești așa frumoasă? Cum de ești așa strălucitoare? Cum de ești așa de... Pe lângă machiaj și tuburile de cremă cu sclipici, fericirea. Pentru că poți să spui o tonă, dar dacă nu ești fericit, nu transmiți asta. Uite-te la mine, dacă stăm să dăm puțin timpul în trecut, anul trecut pe vremea asta, acum un an, aveam vreo 19 kg în plus, aveam cearcă nenuc acum n-aș avea, dar... măcar acum sunt mândră de ele, știi? Că sunt din cauza serialelor turcești pe care le urmăresc noaptea și plâng la ele. Adică sunt dintr-un motiv bun, nu dintr-un Da. Și, nu știu, ridurile astea de expresie sunt în urma zâmbetului prea puternic. Adică, nu știu, contează foarte mult. Ceea ce aveam acum un an era din cauza unor, nu știu, tristeți prea mari, poate, lucruri pe care n-am vrut să le depășesc, am stat acolo în ele și, nu știu, contează foarte mult. Adică, ok, dacă eu mă trezesc și mă uit în oglindă și văd că am cearcăne și văd că, nu știu, am pungi și ochii umflați și sunt conștientă că merge rău, că sunt nefericită, că nu am o viață exact așa cum eu doresc eu și nu mă refer la lucruri materiale, ci la cele sufletești, atunci încep să mă simt și mai rău. Dar dacă mă trezesc, cum am trezit astăzi, de exemplu, și mă uit în oglindă și văd că am dita mai pungile, încep să râd și mi-aduc aminte. Băi, nu sunt sănătoasă, am stat toată noaptea. Nu cred că nu s-au asortat cu fotoliile. Hai că un fotoliu alb e destul de common. Nu e, hai, nu fiți acum și voi cărcotașe. Stați și voi, ca ele, fiți ca ele, stați la capeluță și... Nu știu dacă s-a sortat. Ar fi fost foarte. Să te-ai culcat azi noapte, Andreea. Dar nu mă intrăm în amănunte 4 jumate. Stai puțin. Dar ce ai făcut tu până la 4 jumate? Eu nu am timp să mă uit la o oră decentă la un serial turcesc și atunci noaptea când ajung acasă după ce culc copilul, după ce îmi fac și eu toate cele așa, serialul. Pentru că nu am cum. Și ce s-a întâmplat mai exact? Că mi-ai povestit mai devreme și mi se pare foarte interesant. A aflat că cea care murise era sora ei. Da, și... Știi, asta e cu... Era tasumă. Care hate this shit so much. Da, așa și eu. Dar venise David. Să trezi. Asta oare chestia asta cu serialul turcesc e some sort of like bootleg la adresa angajatorilor săi? Cumva așa îmi sună. Maybe it's just me. I don't know. Când a skip la partea asta. Asta e că nu e pe capitole. Uite că urmează ceva foarte replayed. Zise David da, să-și ia apă. S-a trezit David să bea apă și, mă rog, mai avea apă la... Că îi pun apă la, acolo pe noptieră să aibă toate ce-i trebuie și apă și ce mai are el nevoie. Bea lapte de măgăriță pentru că tușește, are o tuse seacă urâtă. Podcasturile sunt cea mai evil invenție. There is not a single podcast that is worth it. Come on, dude. Nu e adevărat. What do you mean? Nu urăsc podcasturile, dar și acum iar o să ziceți că-s boomer, dar urăsc un pic faptul că, știi, acum, pentru că ești tot timpul în mișcare, ești tot timpul pe fugă, substitui timpul pe care l-ai fi petrecut acum 50 de ani să citești o carte sau să, nu știu, știi, să faci o chestie pentru tine, o substitui cu un podcast, știi? Adică learning-ul se întâmplă în mers, în căști, cât fac altceva, că nu poți să te concentrezi pe o singură chestie. Trebuie să multitaskuiești tot timpul, știi? Asta mă enervează la podcasturi. Asta, într-adevăr, dacă la asta te referi, drag prieten, pot fi 100% de acord. Dar sunt podcasturi care sunt drăguțe. E unul care îmi place Hardcore History.
cu Dan Carlin ăla, e pe Spotify. E destul de tare. Adică e interesant de ascultat, știi? Și e un podcast, jet by jet, ca să zic așa. Dar dacă e să mă gândesc podcasturi care chiar sunt faine, Joe Rogan nu, Lex Friedman nu, Fresh and Fit nu. Ce mai e așa, like, high profile? H3 could be nice, I guess. Uite, reconectat, corect, bravo. Măruță nu, Bobonete, Și ăla lui Micuțu e decent, I'd say. Gojira, da. Andrew Huberman, I'm not a fan. Da, mă rog, I'm not really a fan. Da, uite, Glasul Pământului, bravo, corect. Pătratul Roșu, bravo, corect. Adică sunt așa, nu chiar toate sunt de căcat. Sunt câteva. Poate ar trebui să le facem un pic altfel, da, absolut, 100%. Dar sunt ele o plagă asupra societății și nu, nu, pula mea. Și îi pun laptele de măgăriță la cap să bea când se culcă și să bea și... Ce îi pune? Ce mai are el nevoie, bea lapte de măgăriță pentru că tușește, are o tuse seacă urâtă și îi pun laptele de măgăriță la cap să bea când se culcă și să bea și când se trezește, primul lucru, știi? Să nu, pentru că și funcționează? Chiar funcționează, da. Tu vorbești serios? Am zis să nu mai bag atâtea... Și ai sursă sigură? Da. Sursă sigură, da? Bio, eco, toate cele. Da, da, da. Da. Ia să te contactezi. Aici și pe lângă noi, aici e la Măgoșoaia, da, da, da. E o fermă din asta. Așa, bine, și vine David, se duce să... Ok, ok. Nu știu de chestia asta cu laptele de măgăriță, dar, cred sincer în chestia asta de, știi, a nu recurge din prima la medicamente, cred că e foarte important, numai la noi în pula mea. Dacă te duci în alte țări civilizate, vei vedea, drag prieten, că farmaciile nu prea se grăbesc să-ți dea paracetamol, oricum paracetamol în lumea vestică civilizată, mă rog, mai civilizată, nu prea se dă fără rețetă. Dar chestia asta, știi, de a încerca totuși să-ți rezolvi problema, e doar o tuse, la urma urmei, la un copil. Nu trebuie să te apuci să bagi în el în pula mea toate medică, antibiotice sau știu eu. E o tuse, morții săi. Dă-i altceva, un lapte de măgăriță, aia e. Nu știu, n-aș fi recurs neapărat la lapte de măgăriță, dar poate un ceai, de exemplu, sau poate, nu știu. Dar laptele de măgar ce are? Să-și ia apă? Sirop de brad, da! It's so delicious, though. Doamne, cât iubesc siropul de brad. Chiar vreau. Vreau să mă apuc să îmi cumpăr chestii de genul ăsta. Sirop de brad. Știi cine face cel mai bun sirop de brad? Cel mai bun sirop de brad se face la biserică, la mănăstiri, de către monahi. Aș super da la un sirop de brad de la monahal. Doamne, 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 doamne. E super bun cu aia. Dar trebuie să-mi găsesc o sursă. Deși aia mă, probabil că mă urăsc, că mă știu că sunt satanist. Dar eu nu-s neapărat satanist. Eu doar cred că n-ar trebui să existe ideea de cu Dumnezeu, ci ideea de mediu înconjurător și natură. Atâta tot. Altminteri nu-s satanist. Nu-s neapărat. Da. Așa, și săracu, îți dai seama că a rămas înmărmurit. Eu aveam căștile și eram acolo, dramatică, toată. Și-l văd. Animist, așa? Sunt 100% animist, da, într-adevăr. 100% animist. Mama, dar ce faci, dar ce s-a întâmplat? A venit, a pus mâna pe mine, a început să se tremure copilul. Zic, mama, uite din film, uite, fata asta tocmai afla că cea care a murit este sora ei. S-a uitat oripilat la mine. Oh, doamne, doamne, ferește, aoleu, ce m-ai speriat. Hai mă, mama, lasă-mă, că ești prea dramatică. Și-a luat apa și-a plecat. Super. Dar așa supărat, foarte supărat. Nu știu ce, nu suport când oamenii povestesc de copiilor, nu știu, mă enervează foarte tare. Mă enervează, I don't know why I hate it. Îs eu un moș bătrân și ursus. Supărat, foarte... Încenat, că de ce l-am seama, speriat. Trezit din somn copilul să te vadă speriat, plânsă? Să mă vadă plângând toată. Bine că aveam laptop în față, știi? Și exact. Se vedea că mă uit la serial. Doamne, dar să știi că și el a fost fan Zuleiha. S-a uitat? Da, s-a uitat. Îți dai seama, n-avea ce să facă. Era obligat să se uite. Până și copilul meu se uită la Suleiman. Dragi... dragă echipă de management de la Canal D.
Până și copilul se uită de la Suleiman, îi place foarte mult. L-a prins așa încet, încet. L-a prins. Ce da, mai moștenește mai de la tine? Nu știu, sper eu tot. În acest moment, nu știu, cred că moștenește ambiția. Cred că moștenește... Hai că ok, aici începe să devină cât de cât interesant măcar. Nu simț, dar nu neapărat... Nu neapărat de la mine, ci cât l-am învățat eu și cât de mult l-am bătut la cap să fie bun, să fie blând, să aibă respect față de toată lumea. Și atunci... La minutul 41 e partea problematică. Bine. A, uite, most replayed. După aia 41. Bine, hai, lăsăm toată partea asta așa. Lăsăm toată partea asta așa. Dar dorința era mai... Nu știu despre ce se vorbește, aflăm imediat. Și atunci am zis, nu, vreau să aleg ce mă face pe mine fericită în acest moment. Și parcă e mai frumos când ți-e teamă, știi, e teama aia și parcă e mai interesant. Dar... Stai, trebuie să dăm când vorbește, e prea tot în spate. Tot am rămas cu gândul acolo, tot am rămas cu gândul acolo. Aha. Teama era, dar dorința era mai mare. Și atunci am zis, nu. Stai, nu, mai în spate un pic. Stați așa, un pic mai în spate, aici. Da, rețea mea de pe... sau... pentru că încerc să descoper eu singură eu. Haide măi, gata, imediat. Citești sau... Efectiv, ce faci fizic? Măi, mi-aduc aminte din tinerețea mea, de pe vremea liceului, mi-aduc aminte cum mi-a zis un profesor, doctor în psihologie, mi-a zis, copilă, tu dacă n-ai să faci psihologie în viața asta, vei pierde foarte mult, pentru că ceea ce faci este minunat. Simțul pe care l-ai și felul în care tu observi lucrurile sunt... You're not like other girls. I-a zis cineva, tu nu ești ca alte fete de vârsta ta. And she took that to heart. Mai presus de... Și nu, da, și nu i-am dat atenție, îți dai seama ce era mintea mea atunci, știa cum să chiulez, să mă duc să joc un biliard. Și nu i-am dat atenție, dar trecând ani... Copilă, tu ești specială. Mi-am dat seama că simt oameni. Și zic, măi, tot am rămas cu gândul acolo, și mi-am dat seama, să știi că de multe ori am ales să intru într-o relație, chiar dacă știam că voi suferi, pentru că dorința mea era mai puternică decât teama. Ce chestie, bă. Teama era, dar dorința era mai mare. Și atunci am zis, nu, vreau să aleg ce mă face. Ca orice investitor de succes, ți-e frică să-ți asumi riscuri? Da, dar ar trebui să-ți fie mai frică de a te complace într-un job la salariu, între a munci pentru salariu. Face pe mine fericită în acest moment. Și parcă... Banky 999, mulțumesc pentru 7 luni, thank you so much! E mai frumos când ți-e teamă, știi, e teama aia și parcă e mai interesant. Dar și eram, cum să zic, am fost conștientă de toate lucrurile care mi s-au întâmplat. Chiar și, nu știu, cea mai toxică relație pe care am avut-o, am stat în ea conștient. Asta ai înțeles-o? Da! Deci conștient am stat... Am I brainwashed if I love my job? Not necessarily, de ce? Cred că mai degrabă ești brainwashed că te gândești dacă ești brainwashed. Sincer. I don't know, man. Decide for yourself. Do you really love it or are you conditioned to love it? Is that easy? Reb 9410 luni, mulțumesc frumos. Ce ai vrut? Care a fost scopul? Am crezut mai mult în divinitate. Am crezut mai mult în soartă. Am crezut mai mult în puterea de a se repara lucrurile. Am crezut în treaba asta. Am crezut că o să reușesc că o să reușim să depășim absolut tot. Așa am crezut atunci, la momentul ăla. Atât de mult am crezut. Dar eram conștientă cât este de toxică, cât de mult rău îmi face, cât de mult mă consumă, cât de mult mă îmbolnăvește. Ai ce zice de relația cu băiatul ăla sau e altceva? E ceva ce ar trebui să știu? A? Cine știe? Salut, Kaine Burndown. Bună seara. How is that not denial? Da, dar în același timp mi se pare ok să vorbească despre asta, pentru că văd cum mulți oameni mulți oameni fac asta. Da, e efectiv CEO of I Can Fix Him. Da. Da, dar am ales să fac asta. Chiar am ales să fac asta. Să știi că stau și ascult fel și fel de psihologi, fel și fel de psihoterapeuți, fel și fel de... citesc fel și fel de cărți. Psihoanaliști. Da, ascult până nu mai pot. Și bun. Nu că-s vreo
pricepută, măi, dar am senzația... Se prinde tine. Nu, am senzația că le știu deja și că le știam deja, ba mai mult le-am aplicat deja pe anumite persoane. Măi, eu citesc, dar cu cât citesc mai mult, cu atât îmi dau seama că eu știam deja lucrurile astea. Eu le-am scris, de fapt. Tare, șmecher. Șmecher. Acum eu râd, da, cumva și eu sunt vinovat de gândire de genul ăsta, nu știu. Eu multă vreme mă gândeam că gen n-am de ce să merg la terapie, pentru că eu, ca om, sunt foarte introspectiv, știi? Și gen... Mi se părea ok dacă gen nu ești un om introspectiv și gen nu spui probleme de genul ăsta, știi, bine, te duci la un terapeut și începi să spui probleme de genul ăsta. Eu n-aveam nevoie de chestia asta, adică eu pur și simplu așa funcționez, știi. Și am du-te nene, că n-am nevoie, na. Deci eu râd de femeia asta, de fapt eu sunt vinovat de exact același căcat, not gonna lie. O fi fost psiholog în viața anterioară, da, cine știe, în viața anterioară a fost asistenta lui, nu știu, Sigmund Freud. You are an overthinker as well. I'm the heavyweight champion of overthinking. I'm the big dog when it comes to overthinking. Și atunci zic, de ce m-aș duce? Mm-hmm. Să stăm să ne contrazicem, dar să stăm să analizăm. Dar nu, ești bine că ești autodidact, da. Știi? Adică și că poți așa. Eu, uite, singură nu pot. O să poți după o perioadă, o să... Mi se părea că sunt overly self-conscious, credeam că de asta nu-mi priește terapia. Îți priește orice ar fi, pentru că, dragi prieteni overthinkeri, overthinkerii mei, unde sunteți? Cred că este foarte valoros ca tot overthinking-ul ăsta să-și găsească totuși, cum îi zice, să-și găsească un loc safe în care să poată fi expus. Pentru că de cele mai multe ori te gândești, bă, dar de ce să vorbesc eu astea cu prietenii mei? Pentru că îi împovărez, pentru că e așa, sau poate chiar îi împovărez și chiar, știi, adică nu mi se pare neapărat un mediu safe, prietenii tăi nu prea sunt datori să-ți fie terapeuți, I feel, știi? Da, prietenii tăi poate să le pese despre tine, poate să încerce să te ajute, poate să, știi, dar nu poți să te bazezi pe ei pentru chestiile astea și nu poți să te bazezi pe ei să te ajute într-un fel în care, știi, chiar să-ți fie de folos. Cred că doar faptul că te duci într-un loc unde orice căcat ai spune e ok, you know, și deci poți să spui toate căcaturile care îți trec prin cap, cele mai adânci și mai așa, cred că în momentul în care le scoți pe gură, știi, în cadrul ăla, cred că înțelegi mai multe despre tine, știi? Cred că doar din prisma asta, nu știu exact cu terapia, cum e, cum funcționează, dar cred că doar din prisma asta este incredibil de valoros, știi? Să ai un terapeut, so to speak. True, dar să te audă cineva e de ajutor. Păi asta zic, să te audă cineva specializat. Pentru că e foarte posibil, dacă te aude cineva care nu e specializat, poate să înțeleagă greșit, poate să... poate chiar să take offense, you know, în chestiile pe care tu le simți și le așa. Chiar dacă... Na, poate you didn't mean it in that way, știi? Adică sunt tot felul de chestii care se pot întâmpla greșit în momentul în care îți folosești prietenii ca terapeuți. Cred că e important să ții terapeutul acolo în buzunar fix pentru așa ceva, you know? Am o prietenă cu care mă deschid despre problemele astea și ea face la fel și e minunat pentru că înțelegem cum funcționează fiecare și știm să nu punem presiune sau să interpretăm greșit unele situații între noi. Și asta este foarte frumos, dar nu, adică nu toată lumea are acest lux foarte mare. M-am luat terapia, dar mi este greu să mă exprim și I end up not saying shit și ajung să mă joc cu plastilina pentru 300 de lei pe oră. Wow, damn. Mi se pare că și felul în care alegi să verbalizezi unele chestii helps you figure out shit. Da, absolut. Absolut. Păi asta e că e o diferență foarte mare. Eu cred în chestia asta destul de tare. E o diferență între lucrurile pe care le gândești în capul tău, lucrurile pe care apoi, știi, încerci să le spui, sau pe care apoi încerci să le scrii, sau pe care apoi încerci să le pui în ceva, știi? În capul tău întotdeauna o să fie like a fucking melange of things. Și dacă rămâne la nivel de melange, o să fie foarte greu să-ți ordonezi gândurile astea. Dacă le spui, dacă le scrii, dacă le, știi, aduci cumva în lume, you know, ele parcă se organizează mai bine, știi? Îți dai seama, ai revelații. Eu gândeam asta pentru că, de fapt, am altă problemă care nu știu ce.
Doar un eco, eco? E eco? Dragi prieteni, este eco? Eco! N-ar trebui să fie. Mai ești chestia asta că dacă ai un program foarte încărcat și nu ai timp să te ocupi de tine, terapia poate reprezenta un moment bine stabilit oferit persoanei tale. Da, I guess, da. Se dă time out gratis? Da. Bine, hai, gata. Probabil. O să vezi. Stai, dau mai în spate ca să... Eu. Wow! Și atunci zic, de ce m-aș duce? Mm-hmm. Să stăm să ne contrazicem? Dar să nu, ești bine că ești autodidact, da. Știi? Adică și... Cât e kilogramul de time out? E moca, fratele meu. Că poți așa, eu uite, singură nu pot. O să pot după o perioadă, o să pot. Probabil. O să vezi. Nu, o să probabil. Vezi. Atâta o, să, atâta o, să, o să-i absorbi, mm-hmm, încât tu, ce iei de acolo, o să aplici pe alte persoane, mm-hmm, care o să-ți ceară ajutorul. Și atunci o să fie fantastic. O să prinzi încredere în, deci în, tu asta faci. În sfaturile pe care le dai. Cred că asta fac de ce câțiva tare. Ani. Ce tare. Singurică, știi? Singurică. În schimb, am fost atrasă, da, de alt fel de terapie. Cum ar fi? Nu știu, cu sunete, cu muzică, cu cristale. Cu... Diana NNV, mulțumesc pentru 6 luni. Bă, Coaie, de ce? Fiți atenți. Măi, Andreea, fii atentă. O idee pentru tine. Terapia cu... a avea o viață împlinită și a munci pentru asta. Terapie, idee de terapie. Te simți nașpa și simți că ești deprimată și nu știu ce, tu te plantează un copac. Du-te, ia, ai văzut o familie de oameni ai străzii, da? În drum spre muncă, du-te, ia-le o masă caldă la toată lumea. Terapie, o idee de terapie. Dacă te simți nașpa și ești deprimată și nu știu ce. Terapia prin, nu știu, sunt atâtea chestii în pula mea. Terapia prin activism poate fi o formă de terapie. Să știi că contribui la o schimbare în societate, în bine. Na, terapie. De ce întotdeauna cu ai, întotdeauna soluții de-astea care sunt așa foarte alien, dar niciodată nu zice nimeni de la chestiile astea basic, știi? Chestiile basic. Că asta mi se pare ca o însemnătate deosebită în viețile noastre. Eu care deja fac terapia am fost sfătuită să las terapia cognitiv-comportamentală și să fac terapia cu nu știu ce terapeut, cu chakre. Wow, tare, șmecher, foarte tare. Du-te și mulge o măgăriță. Terapie, efectiv, da. Și am ajuns la Theta Healing. Oh, super, povestește. Și aici m-am oprit. Oh, super, povestește-mi. Cum te-ai oprit? Pentru că eu consider că este cea care mi se... Nu, consider că este cea care mi se potrivește mie și care ar trebui făcută de absolut toate persoanele. Eu așa consider, pentru că, vezi tu, un Theta Healing, de fapt, ce e? E o stare de rugăciune. Iar eu, cum sunt și am fost o persoană extrem de credincioasă, care se ruga în continuu, știi? Mie mi-a fost foarte ușor. Eu am ajuns la concluzia că intram în starea aia singurică de hă-hă-hăt, fără să-mi dau seama. Ok, și atunci de ce ai nevoie de Theta Healing? Tocmai ce a zis, că ea oricum făcea asta. La fel ca la, cum a zis mai devreme, ea oricum făcea asta, deci nu știu de ce. Păi și atunci, la ce trebuie Theta Healing? Ei, fără să fiu conștient, habar n-am niciun acum, nu știu ce înseamnă Theta Healing. Ce înseamnă, exact. Da, să te duci acum la un preot să zic, părinte, să știți că intrați în starea de Theta Healing când vă rugați. Stai seama că dar asta e, dacă mă întreb pe mine, în cuvinte simple, pe înțelesul tuturor, știi? Este fix starea de rugăciune în care, efectiv, lași tot și te concentrezi și te rogi, pentru ceea ce îți dorești. Și încerci să-ți atragi binele și încerci să alungi răul și încerci să alungi tot, să curezi tot, să scoți absolut tot ce e rău din tine, știi? Și să-ți imaginezi lucrurile astea, să le vezi, să le primești pe să cele intenția. Bune. Să ai și intenția. Da. Și să-ți dorești. Și consider că asta mi se potrivește cel mai bine. Super! Asta a dat roade la mine. Și asta faci. Și asta fac. Că dacă mă întreabă cineva, dacă mai slăb. De ce să ne îngrijorăm de problemele lumii? Lasă vere. Theta Healing. Nu mă gândesc. Ce? Leo, nici nu vreau să mă gândesc. Că eu mănânc cu astea și două... E efectiv manifesting, da. Cutii din alea de Nirvana, pe seară. Ajungeam și la subiectul ăsta. Și ce să le zic? Păi am slăbit prin Theta Healing că mi-am dorit. Nu o să mă creadă nimeni. Dar real asta s-a întâmplat? Da.
E the secret, dragi prieteni, asta e Theta Healing. Este efectiv secretul. Orice vrei să ți se întâmple, se întâmplă doar așa, că vrei tu, dar trebuie să vrei foarte tare. Totdeauna îmi imaginez oamenii ăștia care vor să facă The Secret ca eu, la gen 7 ani singur în casă, încercând să mă fac Super Saiyan. La un moment dat am avut un moment în care chiar credeam că dacă mă screm destul de tare, o să pot să fiu Super Saiyan. Cam asta este The Secret, dragi prieteni. Nu pot. Pentru că ești bine tu cu tine și nu mai simți, știi că și mâncatul ăsta e tot pe fond cumva emoțional. Mănânci ca să umpli un gol pe care tu îl ai din, nu știu, un anumit domeniu, exact. Habar n-am. Exact. Și atunci mănânci, exact. Mănânci și atunci evident că capezi, exact, proporții, dar dacă tu, exact, ești într-un echilibru tu cu tine. Păi atunci doar beam apă. Doar beam apă și mâncam salată din pungă. Și tot erai. Ai văzut salata aia de la Mega de Oie, da, în pungă direct, care e ruptă, da, frunzărit așa? Luam și mi-imaginam că mănânc chipsuri. Și stăteam cu punga de salată și mâncam așa. Asta e Theta Healing, dragi prieteni. Puterea sugestiei. Așa, mâncam câte o bucățică din aia de salată, înțelegi? Te chinuiai. Și mă chinuiam ca să slăbesc, să pot să slăbesc, să scot acolo câteva kilograme. Și nu... Mă îngrășam, tot mă umflam, rețineam apă. Era, aha, ok. Deci asta n-a funcționat și atunci, da, e totul ține de mindset, prieteni. E mindset-ul, e de vină. Să știți și voi pe viitor. Poți să faci orice dacă ai mindset-ul corect. Se umfla organismul, îmi crăpa pielea pe mine. Și tot nu reușeam. Până când nu am fost bine cu mine, iar analizele nu mai zic. Eu am niște alergii foarte puternice, foarte, foarte puternice. Și astea vin de undeva, caută și vei găsi. Exact. Și acum lucrez la treaba asta. Știi că sunt foarte alergică la pește și fructe de mare, dar nu am fost dintotdeauna. Am devenit peste noapte. Dintr-o dată. Și... nu mai pot de supărare. Că ți-e poftă. Că mi-e poftă. Că vreau și eu saramură, vreau și eu ceva, când? Vreau și eu pește prăjit cu mămălică, cu mujdei, vreau și eu niște midii, vreau și eu. Și au fost altele mai importante pe care a trebuit să le, să le așez. Vezi, să le vindeci, să le așez. Da. Urăsc foarte tare, nu vreau să fiu neapărat un om muist, dar urăsc foarte tare discuțiile astea când vin de la oameni, cum să zic, oameni care de bine de rău n-au grijă zilei de mâine. Acum nu știu care este situația Ilinca Ivandic și Andrei Mantea per se, dacă într-adevăr au venit de jos sau n-au venit de jos sau cum au așa, dar cert e că ne uităm la două femei care stau în niște case de milioane de euro la marginea Bucureștiului, care ne povestesc despre cât de simplu e de fapt să slăbești doar prin puterea sugestiei sau cum, știi, căcaturile astea infecte. Mi se pare că e fix cum zice Andreea Mantea, știi? E fix cum zice ea. Problemele lumii, away from me. Nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Eu nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Eu vreau să păstrez totul doar pozitivitatea, doar binele meu. Doar binele meu în pătrățica mea, mie să-mi fie bine și după mine potopul. Păi asta este. Asta sunt oamenii. Ăștia sunt oamenii la care ne uităm. Și ăștia sunt oamenii pe care adesea îi luăm ca modele în viață, din păcate. Mă deprimă, n-am să vă mint. Stresul și oboseala te îngrașă, slăbești în funcție de corp pentru că nu se simte bine corpul. Nu știu, man, nu vreau să intru în asta. Și erau așa deplasate, nu zic că nu erau, erau în mine. Măi, dar nu voiam să le așez. Eu tot am sperat. Nu era momentul. Da, și asta. Nu erai încă pregătită pentru asta. Și asta. Că știi, asta... inclusiv să vindeci, trebuie să fii pregătit să vindeci. Exact. Pentru că efectiv, subconștientul nu te lasă să te duci acolo pentru că știe cât e de greu. Exact, pentru că mai sunt foarte multe persoane. Uite, asta mă deranjează pe mine cel mai și cel mai tare. Când aud, nu lasă că fac terapie ca să fiu mai bine pe moment, în prezent. Nu! Fă terapie ca să fii. Adică să fii, vindecă ce e în trecut și exact, să fii bine, să vrei, să-ți dorești să fii și în viitor. Păi ce facem? Facem terapie toată viața? Dar cine a zis asta? Cine sunt oamenii care zic chestia asta? Eu nu cred că sunt oameni care merg la terapie gen ca să fie bine doar acum, dar nu și în viitor. Gen. What the fuck? Ce e asta? Dacă am început azi, mă mai opresc când pun mâinile pe piept? Păi, de ce? Nu vreau. Vreau să fac terapie ca să mă fac bine și să-mi văd de viață singură. Știi?
Corect. Să poți să diluiești tu toate lucrurile care ți se întâmplă. Măi, dar moare, Doamne ferește. Sau se mărită. Uite, eu am o prietenă. Mă, eu am o prietenă care e psiholog. Așa. Și avea niște cliente, niște... Și s-a îndrăgostit femeia de un grec. Ce crezi? Pica mea cea mai mare. În Grecia. Așa. He, ce fac fetele? Na. Na situație. Na situație. Vrei să zic că sunt vreo două care se duc până acolo. Asta nu e sănătos, pentru că și asta e un soi de... Deci ce a zis? Că gen a plecat terapeuta în Grecia și ce clientele rămân fără terapeut? Nu, cred că vrea să zică că gen n-ar trebui să fii dependent de terapeut, I guess. Which, yeah, sure, dar fiecare în timpul lui, nu? Cred că așa, cred că asta am înțeles. Independența față de terapeut, tu trebuie să ai independența ta de a face, de a rezolva, de exact. a vindeca, de a lua lucrurile. Adică faceți terapie, dar în momentul în care mergeți la terapie, doriți-vă să vă vindecați. Ce te face să crezi că oamenii aia nu-și doresc să se vindece, dragă Andreea? Ce te face să crezi? De ce oameni... De, niciodată n-a... Măi, de ce au oamenii gândul ăsta în pula mea relativ la alți oameni care trec prin chestii? Este un alt caz clasic de efectiv tone policing. That's what I think. Este un caz clasic de tone policing. Nu e vorba de problema în sine, e vorba despre faptul că Andreea vede niște oameni care zic că merg la terapie și o enervează pe ea tonul cu care o zic oamenii aia că merg la terapie și atunci face generalizările astea. Că, păi oamenii aia nu vor să fie bine de fapt, ei vor doar așa să căturăsc. Nu deveniți dependenți de terapie. De terapeut, că n-ați făcut nimic, da. Sau de terapeut. Bine, dar terapeutul trebuie să se sizeze asta și clar, să ia atitudine. Adică... Dar tu ai avut depresie, Andreea? Eu așa știu. Nu știu. Vezi, dar ai vorbit tu la un moment dat despre asta și ai zis că, bă, s-ar putea să fi fost depresie. Nu știu. Că asta zic, nu știu ce înseamnă depresie. Adică chiar nu știu ce înseamnă depresia ca să... O anxietate... Păi nu se poate, avem Google în 2022. În acest moment există un telefon într-o rază de 30 de centimetri care poate fi accesat pentru a verifica definiția depresiei. O anxietate. Okay. Cum se zice? Hiperventilație. Hiperventilație! Asta este depresia! Nu. Stai, știu ce înseamnă depresia. Depresia este o stare în care alegem să stăm. Și a tras și privirea aia. A tras și privirea aia de Yeah, I said it. Liberals, what are you gonna do about it? E o stare în care alegem să stăm. Aha, foarte interesant. Dar de ce aleg oamenii să stea în chestia asta? Nu reușesc să înțeleg că intuiția mea îmi spune că oamenii cumva, adică așa pare, nu? Dacă te uiți în jur, pare că oamenii nu vor să fie deprimați. Oamenii vor să fie fericiți. Adică uite-te în jur. Nu știu de ce ar zice chestia asta, dar hai să vedem, hai să mă lăsăm să mai vorbească. Depresia este o stare pe care ne-o creăm singuri din prea multe supărări și pentru că alegem să rămânem în ele. Nu. Nu, coai. Alegem noi să stăm în ele, dragi prieteni. Nu mai fiți deprimați și nu mai fiți proști. Dacă vă simțiți triști, pur și simplu luați-vă viața în mâini și nu dormiți și munciți 20 de ore cel puțin în fiecare zi și lucrați la visul vostru dacă vă simțiți deprimați. Bagă aia cu depresia de la Bahoy acum, da, exact. Da, cam, e cam același speech. Stările de anxietate, astea, în astea cred, dar înainte nu se numeau așa. Dar cum se numeau? Ți se făcea rău, nu mai avea aer că te supărai. Acum sunt stări de anxietate. Ce crezi că lui mama aia nu îi se făcea rău pe câmp când mergea și o bătea soarele în cap și urca un deal din ăla? Păi ce, mama aia? Mama aia n-avea nicio anxietate. Nicio anxietate n-avea, știu eu.
Știu eu că i-am fost alături de-a lungul întregii ei vieți. Măi, femeie, Andreea, faptul că oamenii vorbesc acum despre asta nu înseamnă că problemele astea n-au existat până acum. Adică nu știu exact cum ți-ai imaginat tu în capul tău cauzalitatea, dar adevărul adevărat este că oamenii au fost deprimați, anxioși, etc., toate chestiile astea, din totdeauna. Din absolut din totdeauna. Poate pe vremuri era mai greu să vorbești despre asta pentru că, în primul rând, nu exista o terminologie, nu fusese pus o rânduit într-o scriere științifică, nu a existat studii pe tema asta, nu. E, acum că există, ia ca vorbim despre ele și e bine să vorbim despre ele, pentru că doar faptul că oamenii au fost întotdeauna deprimați și anxioși nu înseamnă că chestia asta e bună. Înseamnă că putem să îmbunătățim chestia asta. Și nu putem îmbunătăți dacă nu vorbim despre asta. Atâta tot. Asta este... E aceeași gândire de căcat în pula mea, că like, omul e leneș și își caută scuze ca să nu muncească și ca să nu își îndeplinească destinul sau whatever. Which is bullshit. It's absolute fucking bullshit. Deci o lua o stare de anxietate că nu avea aer. Trăgea de... Și ce crezi? Cum crezi că se repara? Trăgea aer în piept de câteva ori. Respira, meditație, da. Păi înțelegi, la asta se rezumă totul, Ilinca. La asta se rezumă totul. Și ăla cu, da, The History of Left-Handedness, știu în linii mari, era o chestie că pe vremuri a fi stângaci era o chestie care se corecta sau nu era, cum zice, nu se consemna doar de-a dracu, pentru că oamenii erau foarte anti-stângaci, for some reason, și a creat iluzia asta că stângăcia e o chestie nouă. Da, era social stigma, da. Dar vin oamenii ăștia, vine tineretul din spate și ne dau peste cap tot și la ei totul este un dramatism, exact ce îmi spunea mie fiul meu, ăsta e prea dramatică. E așa zic și eu, băi, e prea dramatic. Crezi că ăia n-au trecut prin tot de asta? Și ce? Da, așa este. Oamenii în trecut au trecut prin foarte, foarte multe nenorociri și nimănui nu i-a păsat, ceea ce ne-a adus în halul în care suntem acum. Mă enervează, adică justifică faptul că, nu știu cum să zic, faptul că, stai să mă gândesc la un exemplu. Am trimis copii la război în al doilea război mondial și după aia nu le-am oferit niciun fel de sprijin sau suport pentru groaznica afecțiune pe care o au, și anume aceea de a fi shell-shocked. Faptul că ei n-au murit e suficient ca să justifice ție faptul că afecțiunea de a fi shell-shocked nu e ceva ce ar trebui să ne îngrijoreze? You know? Adică why would you... De ce n-ai recunoaște chestia asta, dar nu în sensul în care să încurajezi oamenii la a fi în continuare deprimați, că nu face nimeni chestia asta. Dar de, știi, adică e absolut evident că în momentul în care ne propunem să vorbim despre depresie și implicațiile ei, este absolut evident că de fapt ce ne propunem este să mitigăm cazurile de depresie, să căutăm căi și moduri prin care chestia asta să fie minimizată într-un fel organic și sănătos, nu? Like, what's wrong with that? Acum ar trebui să cântărim, să comparăm durerea fiecăruia ca să aflăm dacă avem sau nu dreptul să fim triști. Da, efectiv, asta ar trebui să facem. Conform Andrei Mantea. Ce făceau? Zic eu, respirau. Noi ce facem? Ce afecțiune cu aia? Pe vremea aia oamenii nu erau afectați de catastrofele din viața lor. Da, exact, așa zic și eu. Corect. Respirăm. Meditație, respirație. Prin respirație rezolvi starea de anxietate. Dacă treci prin ea și n-ai pastile sau n-ai ce se dă sau ce se face. Ce te faci? Ești la volan. Ai o stare de anxietate. Zic eu, mergeam pe stradă și o femeie a fost lovită de o mașină în fața mea și am văzut cum s-a... Și, mă rog, am intrat într-o stare de anxietate conform, mă rog, definiției. O încăcat! O stare de anxietate, când puteam pur și simplu să mă duc mai departe să-mi văd de viață. Mare, ce, o cunosc eu pe femeia aia? Ce pula mea, bă, frate? Stăm ca anxietate. Ce anxietate, nene? Mă duc acasă fluierând, nu-i nicio problemă. Tare. Da, mulțumesc, noului Dex.
Și nu intra aerul. Normal că eram în șoc. Am văzut cum a fost decapitată. Și nu puteam să respir. Nu puteam să-i, nu puteam. Și am început să tremur. Și eram la volan. Și ce am făcut? Am tras pe dreapta și am... Până când a intrat aerul. E atât de simplu. Mare căcat. Că două săptămâni n-am fost om și vedeam doar asta și vedeam doar asta și vedeam... Da, pentru că voiam eu. Vine gândul la lungi, vine gândul la lungi, vine gândul la lungi. Nu vreau să aud așa ceva. Nu vreau să aud. Nu vreau să aud. Dar știi ce te faci, măi, Andreea? Ce te faci când gândul vine și uite așa, ce faci? Toată viața la lungi, alungi toată viața gândul ăsta? Pentru că dacă... Știi care e chestia? Că dacă tot îl alungi... Gândul ăla, nu știu, nu sunt neapărat un expert în domeniu, dar tare mi-e că gândul ăla devine din ce în ce mai puternic până în momentul în care efectiv nu mai poți să-l alungi. Rezolvarea la probleme de genul ăsta nu este să închizi ochii și să zici problema asta nu există, problema asta nu există, problema asta nu există. Asta nu este o rezolvare. Asta este un căcat. Și e nașpa pentru că toată lumea rezolvă problemele astfel. Problema asta nu există, este și cum rezolvăm în momentul de față încălzirea globală, dragi prieteni. Straight up, this is how people like this operate. And it's fucking dumb. Problemele astea au nevoie de rezolvări reale, care se găsesc împreună cu specialiști. Nu a venit gândul la lung, că eu sunt mai șmecher ca gândul, că nu ești mai șmecher ca gândul. Pare rău că zic. Nu știu, cauți altceva care e mai frumos de atât, știi? Și dacă, nu găsești, mai de atât. Și dacă nu găsești nimic frumos, ceva mai intens de atât. Uite, hai să spun ceva. De exemplu, eu când am o durere, acum, na, este exemplu propriu, nu trebuie să faceți ca mine, nu faceți acasă. Ce vedeți singur, ce vedeți aici. Eu dacă am o durere foarte mare, de măsea, sau de burtă, sau de cap, sau de ce vrei tu, eu în secunda 2 îmi provoc o altă durere. Mă doare capul, îmi dau cu ciocanul peste deget. De moment, așa. Care ce altă durere, tu, care? În secunda 2 îmi provoc o altă durere, da. De moment care mi-o ia pe cealaltă. Și îți dai cu ciocanul. Și ce te faci că după aia te doare? Nu mă ciupesc pe deget. Wow, am avut același exemplu ca Ilinca. Insane. Asta e viața. Mi-o ia pe cealaltă. Și îți dai cu ciocanul de bătușnițele pe deget. Mă ciupesc. Mă ciupesc, de exemplu. Da, dar... Mă ciupesc. Doamne. Durerea respectivă care e de moment și care e mai intensă decât durerea aia, ai păcălit creierul. A, fii atentă, asta îmi făceam mie Andrei când eram gravidă pentru că n-avea... Mă ciupea Andrei când eram gravidă și mă durea cap. Sau ce... Bro, what the... What is this? Ce zic mai femeile astea? Am voie să iau pastile, logic. Și fii atent, m-a apăsat aici. M-a apăsat aici, dar m-a apăsat de mă durea ca să-mi ia durea da, de cap. Da, se zice că ăsta este un punct foarte... A, ăla e și un punct. Ăla e un punct, da. Că durea când mă făcea aici, știi? Da, ăla e un punct magic. E, eu îmi provoc o altă... Ce e un punct magic? E un punct magic. Și un punct, ăla am înțeles. Punct, da, ăla că e durea punct când mă făcea aici, știi? Da, ăla e un punct magic. E, eu îmi provoc o altă durere. De... Să meargă și, cum le zice, ăștia de la ambulanță, când mai merg pe la un accident ăsta și cineva vai steaua lui. Adică ați încercat să vă ciupiți? Ați încercat să vă ciupiți de obraj? Poate vă trece piciorul rupt? De ce? Pentru că păcălești creierul. Dar trebuie să fie într-o altă zonă. Știi? Adică trebuie să fie într-o altă zonă. Nu pot să mă ciupesc tot de tâmplă dacă îmi explodează capul. N-am cum. Nu, mă duc în altă parte. Și îmi provoc o durere în altă parte. De obicei e prin această ciupitură. Mm-hmm. Mă ciupesc, efectiv. Mă ciupesc până nu mai pot de usturime. Și a dispărut durerea de la cap. Pentru că se duce repede. Pam! Și s-a concentrat acolo. Mă, incredibil. Și scade. Și uite așa. Scade. L-am păcălit. Îi mai dau și pe aici? Mai dau și pe aici? No, stai că mă duci prea repede peste tot. E foarte ușor de păcălit creierul. Așa și depresia. De ce o activăm? De ce o activăm? Din punctul meu de vedere, nu există. Tu vrei să... ți-o provoci, tu vrei să ți-o creezi, tu o lași să pună stăpânire pe tine. Da, poate că am... E măta când îi zici că vrei să mergi la... că ești deprimat și vrei să mergi la terapeut. E mama oricui. Mama oricui când... Mă rog. Mama oricui mai de vârsta mea, așa. Eu sunt deprimat, vreau să merg la terapie. Păi, ce?
terapie. Păi eu nu ți-am... Poate că am fost. Poate că am, nu știu, 3 zile pe lună când sunt în depresie. N-am de unde să știu. Și dacă ești 3 zile pe lună când ești în depresie, dacă ești în depresie 3 zile pe lună, nu ai dreptul să fii ascultată, nu ai dreptul să fii ajutată, nu ai dreptul la nimic, nimeni n-are voie să-ți valideze ție această experiență. Trebuie doar să te ciupești. Ăsta e adevărul. Actually, they have a point. De la tatăl meu, care e medic, am aflat ideea de inhibare competitivă. Se zice că în război, soldații, ca să nu mai simtă durerea de dinți, trăgeau praf de muștar pe nas, pe care le dea o durere atât de tare de cap încât nu mai simțeau pe aia de dinte. Da, dar nu suntem, vezi tu, nu suntem la război și nu suntem în curul lumii și nu suntem în niciuna din astea. Eu ce încerc să sugerez aici este că astea sunt probleme reale, chiar și un dinte. Dintele este o problemă reală. Că tragi tu muștar pe nas și nu știi ce căcat faci ca să-ți treacă temporar, e una, da, șor, poate funcționa chestia asta, dar adevărul este că noi nu avem de, nu avem nevoie de soluții temporare, nu avem nevoie de peticeli. Este o nevoie mai mare ca niciodată în perioada asta de soluții serioase. Soluții serioase care să rezolve aceste probleme. Deci nu ne trebuie peticeală. Asta este tot ce zic. N-am de unde să știu. Cert este că nu accept, nu vreau să trăiesc. Ești conștientă de stările tale, despre asta e vorba. Și... David Julian, thank you so much for 13 months. That's been more than a year. Let's go. Trăgeau mustard gas. Vezi că ăla e, nu știu, fi tos cu gazul acela. Nu știu dacă e tos, dar sigur e crimă de război. Asta e clar. Asta cu muștarul o mai încerc și eu când nu suport pe cineva. Te pup, doctorul, să trăiești. Când ești tristă și vrei tu să fii tristă, îți permiți să fii tristă. Asta și care e problema dacă vreau o zi să stau în pat și să fiu tristă, să plâng, și să mănânc înghețată și să plâng. Asta le spun tuturor. Băi, plângi. Că oamenii, nu pot să plâng. Și că am plâns, că îmi vine să plâng. Plângi. Plângi? Păi nu, că nu știu ce, că nu, că intru mai tare în depresie. Nu, nu intri mai tare în depresie. Un om care este... Asta e adevărat, două. Aici pot să fiu de acord. Suferință, dacă plânge. Cu o chestie am putut fi și eu de acord și asta. Eliberează. Și orice om care plângeți, coaie. Plângeți că nu e nicio problemă. Plângi că e normal, e natural. E natural. E natural. Corpul cumva e făcut să facă asta când ești trist. Dacă ești trist, mă rog, acum nu zic pentru depresie, zic în general, dacă ești trist și plângi, corpul are unde, e o refulare pentru sentimentul ăla. Ai nevoie de refulările astea. Nu mai ține în tine. Că s-adună acolo și pleznești mai încolo. Ești om cu aie, plângi, nu e nicio problemă, plângi, da. Aie, nu te fute o femeie odată că ai plâns, asta este, nu, merge mai departe. Mai sunt femei pe lumea asta, dacă bă, nu te fute că, că plângi, poate nici nu voia să te fută în primul rând. Deci nu e nicio problemă, plângi. Care este într-o suferință, după ce plânge se simte mult mai bine. Corect. Acceptă prin ce treci, du-te acolo, du-te în miezul problemei, du-te acolo. M-a părăsit bărbatul, m-a înșelat cu prietena cea mai bună. Du-te acolo, du-te în suferința respectivă. Nu te mai, nu încerca să-ți iei asta. Știi că acum e cu duș și întors. Nu sunt eu vreun terapeut. Mergeți la terapeut să vedeți că o să vă zică tot varianta asta. Du-te, dar nu cu aceste cuvinte. Du-te în funcție de situație. Du-te acolo. Știi? Da, da, du-te nu fugi de ea. Accept-o, ia-o, vezi-o, conștientizează-o. Da, 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 da. Accept-o, conștientizează-o, liniștește-te. Vezi tu tot vezi ce e bun de acolo, vezi cum poți să treci peste, cum poți să... Da, nu, da. Suferă până nu mai poți să te duci capul de pereți, ai hainele. Deci, cum, cum rămâne, Andreea? Cum rămâne cu depresia? Le tai ele, distruge-i mașina, sparge-i parbrizul. Sparge-i parbrizul. Cauzează prejudicii. Ai făcut de-astea? Nu. N-ai făcut? Na, stau să-mi bat capul cu așa ceva. Neamțul și Becali în varianta feminină. Nu, nu. Ți s-a făcut? Are grijă Dumnezeu mie, dar ce am făcut eu? Am înșelat vreodată pe cineva să... Deci femeia asta spune să-ți reprimi traumele și când nu mai poți te izolezi în cameră și plângi până rămâi fără aer? Nu știu, nu înțeleg ce zice precis, asta este problema mai, vedeți? Pentru că zice chestii care se bat cap în cap. Prima dată a zis că să nu vorbești cu oamenii despre depresie, dar acum zice că cumva trebuie să-ți îmbrățișezi tristețile și așa și să le take them at face value. Nu știu, nu, cred că nu înțeleg eu ce e în capul ei când vine vorba de chestiile astea. Cred că nu e foarte clar. Nu, dar gen, nu știu. Nu, nu, nu. Dar, cum să zic, adică, să, nu știu, dai foc la toate pozele, nu știu, pune gândaci în casă, habar n-am. Ce, apelați la mine dacă vreți că am o croază de idei.
Și pot să vă ajut și cu recuzita, adică nu este niciun fel de problemă. Scriți-i Andrei Mantea pe Instagram. Bună ziua. Acum sunt greierii, știi? Adică da, da, știu, am și eu în căsuță. Avem și noi, da. Strângeți da, câțiva mai mult și băgați în casă, dragă, sunt capul. Zice că e ok să fii trist, dar nu e ok să fii deprimat. Eu cred că nu știe ce înseamnă depresia această femeie. Eu cred că habar n-are cu ce dracu se mănâncă și ce înseamnă. Cred că a zis asta Ilinca că e anxietate și they just went with that. Și cred că au vorbit tot timpul ăsta despre depresie, de fapt referindu-se la anxietate. Că asta cred că s-a întâmplat. Super! Ia da, capul! Știi că ei nu cântă dacă sunt în casă, dacă sunt speriați și se strigă unul pe celălalt. Și este un, nu e un cri-cri din ăla frumos ca nu cel de afară. Nu, e așa mai rar și e ca o picătură chinezească, știi? A, nu, al meu cântă. Dar da, e afară, nu e în casă. Ba da, e în casă. A, înseamnă că mai e cu cineva. A, și vorbesc că intră ei? Sau e liniștit, e fericit. E fericit că îi place acolo, ce frumos. E în relaxare, știi? Așa și, dacă nu e și e singur, îl strigă pe celălalt, așa. Dar eu îi salvez. Da, și eu la fel, da, mi-e greu să-l prind. Da. E, prindeți câțiva și băgați în casa omului, să vezi, liniștiți, mai doarme, nu trebuie nimic. Bine. Sau gândacii ăia de iarbă care mușcă, care nu-ți provoacă absolut nimic, dar mușcă, gândacii de iarbă, știi, aia care sunt negri, nu, dar ușor Mantea, oprește-te, zi. Oprește-te. În fine, ideea este să sufere până nu mai pot, după care okay, se ridică de acolo și le trece. Măi, le trece, adică e demonstrat, n-ai cum. Uite, de exemplu, poți să te obișnuiești cu durerea și cu suferința și să trăiești cu ea. Orice, doar nu vă mai plângeți. Nu vă mai plângeți, dacă nu vă mai suport, îmi stricați tot feng shui-ul în cap. Îmi stricați tot, nu pot așa. Trebuie să stau acum să vă ascult pe voi cum sunteți deprimați. Mai bine obișnuiți-vă, dracu, cu durerea. Pici 23-5 luni, mulțumesc frumos! Uite, bunica mea când a decedat, au trecut 8 ani de atunci și eu încă sufer, încă plâng, încă am momente în care plâng de nu mai pot. Că ți-e dor de ea? Că mi-e dor, că îmi lipsește, că mi-e ciudă, că mă apucă toate stările de atunci, dar nu la fel de intense. Și gata. Și gata. Și trăiesc cu starea. Băi, și sunt 8 ani. Dacă m-ar auzi un terapeut, păi nu este vindecată. Nu, sunt vindecată, dar am dreptul să mă întorc când vreau eu, acolo, în suferința respectivă, fără să mă controleze ea pe mine. Băi, ce? Ce zice, mă, nene? Măi, stai, deci cum? Și trăiesc cu starea. Băi, și sunt 8 ani. Dacă m-ar auzi un terapeut, păi nu este vindecată. Nu, sunt vindecată, dar am dreptul să mă întorc când vreau eu, acolo, în suferința respectivă. Lasă-mă, nene, cu depresia mea. Sunt așa de puternică că îmi păstrez depresia ca un trofeu. Este female Andrew Tate, dragi prieteni. Este female Andrew Tate. Make depression your B-word. Fără să mă controleze ea pe mine. Să o controlez eu pe... Azi închip să plâng după ea. Azi închip să plâng după fostul. Azi închip să... Cu toate că n-am plâns deloc niciodată. Culmea, uite, fii atentă. Yeah. De când am descoperit Theta Healing, așa, am observat că trec foarte ușor peste anumite probleme. Psihologi, terapeuți, astea... Oamenii aia habar n-au despre ce vorbesc. Oamenii aia sunt niște proști, habar n-au despre ce vorbesc. Theta Healing este adevărata soluție. Este Theta Healing, dragi prieteni. Așa, yeah. Am observat că trec foarte ușor peste anumite probleme și nu mai sufăr. E foarte... Și asta te enervează sau... M-a speriat. Te-a speriat. M-a speriat la început, că stai seama. Băi, trebuie să stai, că am trecut printr-o durere, de ce nu plâng? Drama, da. Drama, am întâi drama. Nu plâng? Mă doare? Aoleu, ce superficială sunt, nu e bine. Nu mă mai emoționează nimic. Aoleu, iarăși nu e bine. Ce, am devenit de fier? Ce se întâmplă cu mine? Nu l-am iubit? Aoleu, ce? Mai, dar atât de mult am stat eu cu mine și mi-am dat seama că atât de mult am luptat, atât de mult mi-am dorit, atât de mult am construit, atât de mult am așteptat, atât de mult am... Chiar nu se mai poate face nimic. Chiar nu s-a putut face. Băi, asta a fost acceptare. Mm-hmm. Acceptare. Deci, pe scurt, că cred că am nenoroc. Asta e, nene. Ce zici, băci? N-ai ce să-i faci. Nu, ok. Îl mai las un pic cât îmi rulez o țigară pentru că o să luăm o pauzică și o să ne întoarcem după aia cu Andrew Tate și Chifoi. Aleu,
dacă mi-aș găsi și filtrele ar fi foarte bine. Hai că mai dau plin un pic, revin imediat. Nu vreau să tem nimic. Deci cred că trebuie să tai din toată întâlnirea noastră o grămadă. Nimic, cred că e prima oară în viață când povestești despre lucrurile astea. Și sunt fascinată, da. Da. Cred în ele foarte mult și mi se pare că cei care ne urmăresc poate să, pe înțelesul lor, poate să înțeleagă și poate să aplice. Încerc să folosesc niște cuvinte pe înțelesul tuturor, așa cum poate și eu am avut nevoie la un moment dat, pentru că erau foarte multe lucruri pe care nu le înțelegeam. Mm-hmm. Și l-am urmărit foarte mult pe Joe Dispenza. Și el are acest limbaj din popor prin care poți să înțelegi exact ce despre ce e vorba. Cei care vor mai multe amănunte despre ce am vorbit eu astăzi, dă numărul de telefon. Căutați-l pe Joe Dispenza și o să înțelegeți exact despre ce vă vorbesc. Totul ține de voi. Totul este în cei care ne privesc. Măi, femeie, singurul motiv pentru care poți să spui asta este că nu-ți lipsește absolut nimic și ai viitorul asigurat. Ăsta este singurul motiv pentru care poți să spui că e doar în capul tău. E absolut insane. Această lipsă desăvârșită de pula mea, adică like basic fucking knowledge about the world. Așa ajungeți, dragi prieteni, dacă ignorați toate problemele lumii. Le ignorați, a venit gândul, l-ai scat. Așa ajungi. Ajungi, vai de cap tău. Nu mai știi pe ce planetă trăiești. Să-i amintească cineva lui Andreea Mantea pe ce planetă trăiește, vă rog eu frumos. Absolutely insane, dude.